credincioși, dragii mei, am făcut parastas, așa cum s-a rânduit, pentru Părintele Arsenie Ieromonahul de la Mănăstirea Prislop, care împlinește astăzi 34 de ani de când a plecat în veșnicie, și pentru Părintele nostru Cleopa Ilie de la Mănăstirea Siestria. Câteva gânduri despre acești părinți care au rămas repere, iată, pentru biserica noastră, pentru monahismul românesc și pentru o lume întreagă, pentru că, vedeți, românii noștri s-au răzlețit în lumea întreagă, însă nu și-au uitat reperele. Și când e vorba de credință, de biserica noastră străbună, atunci ei își aduc aminte și de oamenii sfinți pe care unii dintre ei i-au cunoscut chiar personal. Eu nu l-am cunoscut personal pe Părintele Arsenie, decât în duh, însă l-am cunoscut pe Părintele Cleopa Ilie și personal și în duh. Ce am observat? Că nu erau la fel. Însă nu erau diferiți. Și acest lucru se poate observa și din pastorația noastră duhovnicească. Este diferit duhul ardelenilor și diferit duhul moldovenilor. Însă nu înseamnă că unul are dreptate mai mare decât celălalt sau că unul este în adevăr mai mult decât celălalt. Pentru că în realitate suntem complementari, mergem pe același drum și în aceeași direcție, însă se vede că spiritul ardelenesc are nevoie de părinți precum Părintele Arsenie Boca și spiritul moldovenesc are nevoie de părinți precum Părintele Cleopa Ilie. Și este evident că pelerinajul și de la Prislop și de la Mănăstirea Siestria este același până la urma urmei și ardelenii vizitează și cinstesc mormântul și pe Părintele Cleopa, iar moldovenii îl vizitează și îl cinstesc pe Părintele Arsenie. Amândoi au fost foarte învățați, Părintele Arsenie și cu diplomă, Părintele Cleopa fără diplomă. Părintele Arsenie, pe lângă teologie, a făcut și bele arte la București, era și pictor, însă Părintele Cleopa Ilie a învățat la Academia Părinților Duhovnicești din Moldova, din Siestria, de la Slatina, devenind el unul dintre academicieni. Părintele Cleopa era un autodidact. El, păstor fiind la oi, acolo a citit cele mai multe cărți, respectiv Sfinții Părinți, la care făcea apel ori de câte ori vorbea mulțimilor. Amândoi și unul și celălalt erau foarte mari oratori și cuvintele lor aveau impact asupra celor care îi ascultau. Așadar, oameni învățați, oameni luminați, oameni care au și lăsat în urma lor mai multe scrieri care le găsim destul de ușor în ultimii ani și care ne redau în rezumat felul lor de a gândi, de a simți, de a acționa în ceea ce privește credința noastră, viața noastră în biserică, în interiorul bisericii. Amândoi au fost prigoniți. Părintele Arsenie a făcut și pușcărie mai multă vreme. Părintele Cleopa a pribegit prin munți, căutat fiind de securitate.
dar amândoi au suferit aceeași asuprire a oamenilor care nu-L slujeau pe Dumnezeu și luptau împotriva bisericii. Ei au și rezistat acestei prigoane până la capăt și au rămas ca simboluri a acestei lupte împotriva ateilor sau antiteilor, a celor care sunt împotriva lui Dumnezeu sau care nu cred sau nu vor să creadă în Dumnezeu sau luptă împotriva lui Dumnezeu. Ambii părinți, și părintele Arsenie și părintele Cleopa, au convertit lumea, adică au schimbat lumea. Dacă veți asculta mărturii ale celor, sau veți citi mărturii ale celor care i-au cunoscut, veți vedea că acești părinți le-au schimbat viața. Și acest lucru nu este puțin. Este o mare responsabilitate pe care ei și-au asumat-o în calitate de părinți duhovnicești. Deci au schimbat lumea și părintele Arsenie și părintele Cleopa Ilie. Și până astăzi, vedeți, această convertire se petrece și în rândurile noastre. Dumneavoastră sunteți mulți la număr în această seară la parastasul lor, pentru că simțiți lucrarea părinților duhovnicești în inimile dumneavoastră, atât a părintelui Arsenie, cât și a părintelui Cleopa. Și unul și celălalt, și cu aceasta închei, sunt propuși pentru canonizare. Și se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Cert este că procesul de canonizare a început și comisia sau subcomisia care se ocupă de aceste două dosare, a părintelui Arsenie și a părintelui Cleopa, lucrează intens pentru ca ei să ajungă în calendarul bisericii noastre ortodoxe, în special în calendarul bisericii noastre străbune, pentru că ei fiind ai noștri, îi dorim ai noștri și în Împărăția lui Dumnezeu, deși în Împărăția lui Dumnezeu sunt ai tuturor. Dar noi vrem pe mai departe ai noștri, pentru că avem nădejde în rugăciunile lor. Dumnezeu să-i ierte, Dumnezeu să-i odihnească, drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. În veci să fie pomenirea lor, în veci lor.